Am reușit să fac o astfel de piesă care mi se pare extrem de complexă și de grea. Am lucrat foarte mult la ea, dar a fost așa o reciprocitate și eu am dat tot ce am știut din tot ce știu eu să fac. Și ce am realizat mi-a dăruit în schimb acea satisfacția creatorului și a fost de bine. Adică m-a împlinit oarecum și mi-am depășit niște limite, care nici nu le cunoșteam de altfel, pentru că pieptarele din zona Făgărașului nu sunt o dificultate pentru a le confecționa. Dar pieptarele din zona Sibiului, acesta este de Tilișca, sunt într-adevăr extrem de complexe. Sunt complexe pentru că cusătura este făcută pe un pas foarte mic, milimetric. Nu am cusături mari. Apoi, firul care îl folosești este foarte, foarte subțire, că n-ai putea să redai într-un centimetru pătrat 60 de împunsături de ac, dacă n-ar fi un fir foarte subțire. Asta implică un ac foarte subțire și apoi firul metalic. Eu am un fir metalic care nici nu am spus beneficiarului, dar are aur în el. Deci nu este firul metalic din comerț. Este atât de subțire, eu a trebuit să-l pun în trei, deci este fir de păr, așa este de subțire, și să-l trag prin ceară, că altfel nu puteam lucra cu el. Pentru că unul rămâne în urmă, pielea e destul de rigidă, destul de grea, și atunci când tragi, el nu mai curgea uniform. Și trebuia să-l trag prin ceară, deci a trebuit să descoper anumite tehnici ca să pot să fac această piesă. Nu am avut nicio discuție prealabilă cu un fost cojocar sau cu cineva dintr-o familie de cojocari din această zonă a Săliștei, a Poienii, Sibiului, unde sunt aceste pieptare. Dar absolut sunt fabuloase. Nu mai sunt cojocari în viață și deci n-aș fi putut nici unde de unde să iau o informație despre tehnică sau cum au gândit aceste motive. Clar că ele sunt foarte încărcate și bine echilibrate și interesant echilibrate, că este floarea de pe piept, iar apoi am un buzunar mare și unul mic puse pe diagonală. Deci nu sunt simetrice, sunt cu totul altfel. Le dă o unicitate și ce mă bucur foarte mult, că există persoane care nu contează cât lucrezi, nu contează cât costă, care sunt costurile ei, vor făcute așa cum erau cele tradiționale. În ultimul timp, în ultimii 2 ani, chiar numai persoanele astea, deci foarte mulți vin și cu atâta patos și convingere și rugăminți, vor un pieptar așa sau așa sau... Bine, de obicei cer un model, pentru că acesta nu l-aș fi putut executa fără un model. Nu aș fi putut, pentru că nu am filozofia locului. Deci nu pot să intri să lucrezi dacă nu gândești la fel ca oamenii aceia. Deci eu am avut niște trăiri spectaculoase cu pieptarul acesta. În primul rând, văzând că este atât de complex, deci n-am crezut că e lucrată manual, am zis că este cusut brodat de mașină. După ce m-am convins că este lucrat manual, mă gândeam că pot face. Am zis, Doamne, dar în cât timp, că omul e tentat să te întrebe cât mă costă?
Că la noi știți cum e, nu ne uităm decât în dreapta meniului, la cât costă, nu calitatea. Ori clientul care l-a făcut a pus problema corect și a spus: nu mă interesează, eu vreau acest pieptar. Vreau un pieptar ca acesta și vreau nou. Sunt foarte multe persoane care vor lucruri noi, nu vor să poarte un lucru vechi. Și sunt persoane care cu mult drag poartă lucruri vechi. Deci aici vorbim despre segmentul ăsta, de oameni care doresc un lucru al lor, tradițional, original, lucrat așa ca pe vremuri, dar nou. Ori, ca eu să-l pot face, deci emoțiile mele, discuțiile sunt de 2 ani de zile, a lua sau nu comanda, pentru că atunci când te angajezi la un lucru care nu l-ai mai făcut, ai un risc teribil. Le-am analizat, l-am studiat, am făcut probe, așa să văd dacă mi iese cusătura. După care, dacă am acceptat, a trebuit să fac toate eforturile mele. Adică, cum să spun, munca asta la acest pieptar a fost prin toată puterea mea. Deci am lucrat cu toate celulele, cu tot cadrul ăsta care de confort, cum să zic, am folosit lumina zilei, am folosit toată liniștea și am lucrat ca supărata, să nu mă deranjeze nimeni. Și mi-am creat și un ambient care nu era cerut de lua această lucrare. Deci pe lângă faptul că eu mă gândeam, Doamne, dar oamenii ăia când au așternut aici aceste motive, la ce s-au gândit? Clar, principala lor ocupație era oieritul, păstoritul, valorificarea produselor acestora de obținute de la oi. Asta e un pieptar de sărbătoare totuși. Când reușeau ei să le poarte? Deci la sărbătorile mari, înainte de a pleca cu oile și când se întorceau. Deci, în special, iarna, așa, și de Paști. Ce-au pus? Cum și-au gândit aceste motive? Și atunci, sigur că, clar că oile sunt așa, această ocupație 24 din 24. Prinzi zi, prinzi noapte, furtun, timp frumos, dar în general când faci ceva, te gândești la frumos. Nu îți pui pe tine ceva furtuna, n-o să vezi niciodată în haine. Și atunci m-am gândit că timpul lor de reflecție era totuși noaptea. Și de aici cred că a venit acest fir strălucitor auriul. Eu mă gândesc că este lumina stelelor. Așa o gândesc eu. Poate nu este așa. Apoi am văzut trifoiul. Da? Floricele. Flori. Cu 6 petale, cu 12 petale, soarele reprezentat, spicul de grâu, lira, coloana infinitului, infinitul, brazii, clar că aici avem brazii, deci erau și motivele astea desprinse din natură, inimi, deci gândurile, dorurile, clar, prinse și foarte interesant. Deci, inimi este floricica aceasta care eu cred că este soarele și infinitul. Deci dorurile duse până la infinit. Apoi inscripționarea, anii când s-a confecționat numele, pentru că făcând o piesă atât de grea, atât de valoroasă, nu ți-ai fi permis să ți-o rătăcească sau să ți-o fure cineva. Și atunci, clar că oamenii și inscripționau și numele. De asemenea, onurile astea, cerculețele astea care am zi și noapte, deci negre, aurii, negru-aurii, alternanța aceasta, cât un strop de culoare aici și colo,
un grena fin, rafinat așa și un verde, dar peste tot, de jur împrejur, avem o linie fină, fină, fină de roșu, care apoi este completată, ascunsă chiar cu negru din catifeaua asta care mărginește pieptarul cu care se tivește. Și, surprinzător, nasuri ăștia roșii, sângerii, care mi se pare că nu prea și-ar avea locul, dar probabil că exprimă și ei ceva. Sunt în jurul gâtului, unde de asemenea ne apare colții lupului. Deci, clar că sunt și multe elemente apotropaice de apărare, care erau, sigur, ciobanii foloseau semne și tot felul de modalități de a se apăra pe ei și turma, desigur. Este, deci, poate eu nu reușesc să exprim în cuvinte cât de complex este acest pieptar. N-am reușit să-i pătrund întru totul așa filozofia, dar cel mai bine, deci dacă lucrezi 12 ore pe zi, 10-12 ore, poate și 14 astăvară, că era lumină naturală, cel mai bine, și mai cu seamă acum, în ultima parte, când deja a primit un... se concretiza, primea contur pieptarul, mă pliam pe un fond de muzică de Sibiu. Ce mă stimula, că la un moment dat obosești, stând cu ochii ore în șir, obosești. Deci asta, puneam Festivalul Munților de la Sibiu și dintr-o dată nici 10 cafele nu mă tonifiau ca Festivalul Munților de la Sibiu. Am ascultat Lucreția Ciobanu. Deci ceva mai există în confecționarea acestor comuni, o simbioză pe care eu nu mi-am imaginat. Nu mi se întâmplă același lucru cu pieptarele din altă zonă. Deci eu lucrez de oriunde. Dar să primesc un model. Pentru că oamenii de obicei țin neapărat să fie identic. Doar mărimile diferă. Și uneori materialele, când nu reușești să ai acele materiale care au existat acum 100 de ani. Dar nu același lucru mi se întâmplă cu pieptarele din zona Rupea. Avrig. Ca să nu mai zic de Drăguț sau... Deci nu... Probabil că aici am avut mult mai multă concentrare și aveam nevoie de mai multă forță, de mai multă putere și de mai multă conectare cu oamenii locului. Deși a fost o lucrare și nu este gata, mai am încă de lucru, extrem de complexă și de grea, deci m-aș aproxima așa cam 5 luni de zile de muncă, totuși am lucrat cu foarte, foarte mult drag. Deci foarte, foarte multă plăcere. Deși se vedea puțin, lucra mult și rezultatele erau așa de minuscule. Și mă gândeam, Doamne, când o să termin? Doamne, când? Pentru că eu n-am putut de la început să-mi evaluez timpul. Asta nu am putut. Și acum știu, deci dacă aș lucra ca un om normal, nu ca un creator, așa, și aș lucra 8 ore pe zi, clar că îți trebuie 4-5 luni de zile. Am să zic că poate puțin mai repede, că deja știu etapele și tehnicile și cum se fac. Au fost niște lucruri care a trebuit să le încerc mereu, să fac mai întâi o probă și apoi să revin. Dar sunt lucrări complexe și îi felicit pe toți cojocarii, fie ei că sunt la vârste înaintate și nu mai pot lucra, fie că nu mai sunt, Dumnezeu să-i odihnească, au făcut lucruri admirabile. Deci eu am apreciat la familia mea, pentru că acolo lucra toată lumea. Bunicu, bunica, mama, tata, noi, 5 copii, deci toată lumea. Și ne gândim acolo la perioada dinaintea Revoluției. Tatăl meu a lucrat.
Și la un moment dat am întrebat-o pe mama: Doamne, dar de ce le-ați făcut așa de încărcate? Pentru că am câteva exemplare de pieptare de drăguș extrem de încărcate. Deci, băi, au lăsat un alb doar pe spate, un pic de alb. Atât erau. Pentru că noi nu aveam comenzi. Iarna, ce să fi făcut? Să dorm de la 7? Lucram. Și eu țeseam și ei mai inventau și tot încărcau acolo modelele. Deci pieptarele noastre de costum popular ale familiei sunt vechi de 50 de ani, sunt extrem de frumoase, sunt pentru fiecare membru a familiei și mici rezerve că ne căsătorim și să aibă și ginerele sau nora, sunt absolut fabuloase. Dar asta m-a apreciat. N-au mai avut comenzi, nu au adus nicio sursă de venit. Totuși ei nu s-au oprit. Au lucrat ca mașinuțele, ca roboței. De ce? Ceva i-a mânat în lupta asta. Bun, am înțeles, te plictiseai iarna, trebuia să faci ceva. Se țesea, nu se mai țesea atâta, că se găseau în comerț de toate. Și totuși, de ce ați lucrat? Pentru că asta îi ținea, asta îi reprezenta. Asta erau ei. Deci era așa o identitate a lor. Asta era. Deci am învățat asta, am făcut-o, o facem. Când o folosește cineva sau nu, nu contează. Și iată că după aceea a fost această întoarcere și sunt oameni care apreciază și își doresc și, din păcate, nu mai sunt oameni care să lucreze. Pe pieptar chiar nu mai sunt.